Reprezentanții Regiei Autonome de Transport Public speră ca decizia judecătorului să fie cea de reorganizare, deoarece dacă firma va intra în faliment, costurile vor fi uriașe pentru ca municipalitatea să mențină transportul public funcțional în Iași. Noi sperăm să obținem un termen de prelungit de cu încă 30 de zile de depunerea planului de reorganizare. Avem termen funcție de depunerea tabelului creditorilor 30 de zile. Acestea expiră pe 14 decembrie. Suntem pregătiți să depunem un plan de reorganizare acum sau la începutul anului viitor. Noi preferăm, pentru că în codul fiscal și în legea falimentului se discută de testul creditorului privat, care îți oferă câteva șanse să ieși din insolvență. Marius Dangă, liderul grupului consilierilor locali liberali, a menționat că un plan de reorganizare este deja făcut de el în perioada în care acesta era viceprimar al Iașului, iar dacă judecătorul sindic va decide că Regia de Transport Public să intre în faliment, va fi o situație extrem de gravă pentru municipalitate. Pe vremea cât eu am fost viceprimar, am realizat un plan care presupunea undeva în 2016 să putem avea inclusiv posibilitatea de a atrage fonduri europene pentru modernizarea tramvailor sau achiziționarea de autobuze noi. Și acel plan a început prin realizarea noului caiet de sarcini al serviciului conform normativelor europene și înființarea unui alt operator, compania de transport public SA. După ce am plecat, după ce mi-am dat demisia, lucrurile s-au oprit. Nici astăzi nu înțeleg de ce. Operatorul există, dar din păcate nu s-a făcut pași în plus, în sensul că nici măcar nu s-au făcut eforturi să-și obțină autorizarea de la ARR ca operator de transport public. Puteau să ia un autobuz de la RATP, care sunt oricum ale primăriei, și să-l dea CTP-ului să-și obțină agrementul de operator de transport public. Eu sper că nu. Ar fi și foarte grav acest lucru. Intrarea în faliment a Regiei Autonome pentru Transport Public Iași înseamnă de fapt că acest serviciu va fi concesionat către compania de transport public, iar intrarea în reorganizare va duce la stabilirea sumelor pe care regia le va achita eșalonat, fără ca activitatea să fie întreruptă.